Medicii din toată țara sunt pregătiți pentru sărbătorile pascale. Turele serviciilor de ambulanță vor fi suplimentate, iar gărzile vor fi asigurate. Medicii îi îndeamnă însă pe toți să fie cumpătați. Cei mai predispuși în această perioadă sunt cardiacii. Fie că vin după o perioadă lungă de post sau nu, aceștia nu trebuie să întrerupă tratamentul acolo unde este prescris și nici nu trebuie să exagereze cu alcoolul sau cu mâncarea. Trebuie să avertizăm asupra eventualelor excese alimentare care pot dezechilibra nu numai funcția aparatului cardiovascular, dar întregul organism, în primul rând pe partea digestivă și metabolică. Și de aceea trebuie să evităm excesele. Deci, repet, consumăm cu moderație din toate, ne bucurăm de ele, dar excesele pot duce la complicații. Excesul de sare, excesul de grăsimi, excesul de dulciuri, excesul de alcool. Recomandăm de asemenea mici plimbări între feluri, odihna să fie normală și, bineînțeles, o stare de spirit bună. Medicii din Constanța fac apel la localnici, dar și la turiști, să fie cumpătați și să respecte o serie de reguli pentru a avea parte de o mini-vacanță reușită.